Cu șase etape înainte de finalul sezonului, Recolta Gurașuții se poate considera deja campioana județului Dâmbovița. Deși a câștigat de la limită, jocul cu fece 1976 potlugi, Recolta a fost ajutată de cea de-a patra înfrângere suferită de Roberto Ziduri chiar pe teren propriu, ceea ce echivalează cu aruncarea prosopului la box. Lupta pentru evitarea retrogradării rămâne însă zona de interes în liga a patra Dâmbovița. În etapa cu numărul 24, vecinele de clasament s-au întâlnit pe terenul de la Urzicianca. Câștig de cauză a avut voința Crețu, care le-a administrat celor de la Steagul Roșu cu o înfrângere usturătoare, scor 6 la 2. Rezultatele etapei cu numărul 24 din Liga a 4 -a Dâmbovița. Viitorul Voinești, Bradul Moroeni, 1 la 2. Recolta Gurașuții, FC 1976 Potlogi, 1 la 0. Ce să mai străjerii răzvad 3 la 2. Roberto Ziduri, AFC 1948, Brezoaele, 1 la 2. Gloria Bucșani, ACS Burduca 2 la 3. Unirea Ungureni, Flacăra Șuța Seacă 3 la 2. Voința Crețu, Steagul Roșu Colacu 6 la 2. Unirea Bucșani, Urban Titu 2 la 3.